Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi domnul Costel Lazar, președintele Clubului Petrol Ploiești. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule Lazar. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, discutăm, prefațăm de fapt reluarea campionatului. Petrolul Ploiești este mai aproape ca oricând de promovare. Să sperăm că nu se va întâmpla nicio catastrofă din punct de vedere sportiv pentru ca ploieștenii să rateze obiectivul așteptat de ani de zile de suporterii Petrolului. Pe voi, suporterii Petrolului, vă invit să îi adresați întrebări și comentarii invitatului meu. Așadar, domnule Lazar, iată, poimâine Petrolul reia în mod oficial campionatul. Vreau să vă întreb care sunt noutățile din lotul Petrolului și cum vedeți dumneavoastră reînceperea campionatului, dacă sunteți optimist în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului. Într-adevăr, pe data de 24 vom relua competiția oficială. Suntem în primul joc al acestui stadiu. E o deplasare dificilă care ne va aștepta. Eu cred că lucrurile se pun la punct, ușor, ușor, în sensul că au fost anumite modificări în structura lotului de jucători. S-a renunțat la câțiva jucători, la o parte dintre ei la cerința acestora, la o altă parte la solicitarea staffului tehnic. Sigur că au existat motive obiective pentru anumite despărțiri, pentru că, așa cum a fost cazul lui Cebotari sau al lui Manolache, care au venit cu dorința de a merge la alte cluburi să joace. Tot așa a fost cazul și altor jucători care au evoluat mai puțin și sigur că nu se simțeau împliniți din postura de rezervă permanentă, să spunem. Dar nucleul de bază a rămas, nu? Da, nucleul de bază, da, al jucătorilor care au făcut performanță în, sigur, în tur. Sigur că nucleul a rămas. Pentru iubitorii fotbalului și pentru suporterii noștri, eu sunt convins că toți cunosc nominal despre ce jucători vorbim, dar aș vrea să dau citire unei liste. Vă rog. A jucătorilor de care ne-am despărțit. Este vorba despre portarul Cebotari, despre Rus Andrei, Stoica Costin, Manolache Antonio și Nițescu Mihai. În același timp s-a renunțat și la serviciile lui Vaiuși și ale lui Darius Buia. Ultimii doi suntem în niște discuții pentru rezilierea contractelor. În același timp am încercat și zic eu că am reușit în foarte mare măsură să echilibrăm plecările care au avut loc prin aducerea unui portar și e vorba despre Moroz, care a apărat în turul campionatului la Astra. Este vorba despre Cioiu, Sabo Alexandru, Dragoș Gheorghe, Mihai Velisar, Vârhovaț Vedran, un fundaș bosniac cu pasaport croat, un jucător de la CSS Târgoviște, Tolea, un jucător junior, Tolea Cătălin, foarte talentat. Și așteptăm mâine, miercuri, ședința Comisiei pentru soluționarea litigiilor, pentru rezolvarea litigiului dintre Pașov, fundașul dreapta care a fost la Academica Clinceni, și clubul său. Sperăm ca mâine să existe o decizie definitivă, astfel încât să putem legitima jucătorul. Noi îi dorim. Bun. Dumneavoastră reprezentați, să spunem, conducerea clubului. Nae Constantin este antrenorul echipei. Bănuiesc că a existat un dialog permanent cu stafful tehnic, astfel încât jucătorii care au venit cu siguranță au fost aduși la Ploiești la solicitarea stafului tehnic, nu? Categoric. Există un dialog permanent între conducerea clubului, speță între mine, între directorul sportiv Claudiu Tudor și între stafful tehnic, Nae Constantin și stafful său. Tot timpul ne consultăm, iar mutările care au avut loc cu asentimentul tuturor și cu justificări foarte clare. Jucătorii pe care am adus, spun eu că pot veni cu un plus de valoare față de lotul pe care l-am avut în prima parte a campionatului.
Dar trebuie puțin timp pentru integrarea treptat-treptată a acestora, pentru că schimbările într-o echipă nu se fac așa brusc și cu un numeric foarte mare. Trebuie să introduci, sunt convins că ne va aștepta un parcurs foarte greu, foarte dificil, odată cu startul acestui nou sezon. Tuturor jucătorilor le va veni rândul și cred eu că sunt motivați să obținem împreună această promovare pe care ne-o dorim cu toții. A fost o perioadă în care echipa s-a pregătit inclusiv într-un cantonament în Antalya, pe urmă a susținut mai multe meciuri de pregătire, de asemenea la revenirea la Ploiești au fost mai multe meciuri amicale disputate, ultimele două, să spunem așa, rezultatele din ultimele două, egal și înfrângere, nu știu, aveți motiv de îngrijorare prin prisma celor ultimelor rezultate înregistrate de Petrolul? Nu, din punctul meu de vedere nu trebuie motive de îngrijorare, pentru că știm cu toții că s-a făcut o pregătire centralizată foarte bună. Ne-am străduit și am reușit să asigurăm condiții dintre cele mai bune prin această deplasare în Antalya. Am avut o serie de 5 jocuri cu adversari buni și foarte buni, unde rezultatele au fost ok din punctul nostru de vedere. Am observat și eu anumite critici, anumite orientări ale unor comentatori sportivi, să spunem, dar eu nu am motive de îngrijorare, pentru că dacă în turul campionatului sau să spun prima parte a campionatului am reușit să marcăm 35 de goluri, faptul că nu am marcat în ultimele două jocuri amicale, asta se datorează și faptului că au fost multe schimbări, s-a dorit acordarea unui număr de minute, de 90 de minute către toți jucătorii pentru a veni la ritmul de joc. Eu sunt convins că vom intra în formă sportivă și vom marca la fel ca și în prima parte a campionatului. Bănuiesc că obiectivul echipei în primul meci, chiar dacă vorbim de o deplasare, rămâne victoria, nu? Așa cum au fost obișnuiți, din fericire, suporterii Ploieștiului în prima parte a campionatului. Categoric, obiectivul primordial este câștigarea celor 3 puncte. Și dacă vorbim despre cele 3 jocuri rămase din sezonul regular, cred că în momentul în care ne vom adjudeca 9 puncte din 9, dar să o luăm pas cu pas și meci cu meci, ne putem gândi la un play-off unde categoric putem rămâne favoriți pentru promovare. Dar până atunci există acest joc cu un grad de dificultate ridicat, spun eu, pentru că întotdeauna jocurile dintre Poli Timișoara și Petrolul au fost jocuri încrâncenate. Tradiția și lupta dintre cele două echipe este bine cunoscută. Eu sper că prin plusul nostru de experiență și prin plusul de valoare al lotului să ne prezentăm la parametrii maximi, astfel încât să nu avem emoții. Da, le urăm băieților succes cu ocazia asta și să sperăm că, așa cum spunea și dumneavoastră, echipa să intre în play-off cu un avantaj liniștitor, deși lucrurile, așa cum spunea și dumneavoastră la o intervenție anterioară, se pot schimba dramatic dacă, să spunem, echipa nu dă randament două meciuri. Adică chiar dacă, să spunem, Petrolul este considerat lider autoritar în Liga a doua, în play-off lucrurile se pot schimba de la o etapă la alta. Da, orice rezultat negativ, sigur că nu dă bine și nu dă încredere echipei. Dar noi am căutat și căutăm să insuflăm jucătorilor și tuturor celor care formăm gruparea Petrolul că începem un nou campionat. Și eu nu l-am uitat despre acea diferență de puncte care există între noi și celelalte echipe care se clasează sub noi. Trebuie să începem un nou campionat de la zero și să adunăm mai multe puncte decât contracandidatele noastre. De cine vă e frică mai mult? De Sibiu? De Cluj? De Chiașna?
Nu este vorba de frică. Dacă discutăm despre adversarele noastre, cred că sunt patru echipe principale favorite pentru promovare și baraj. Toate echipele s-au întărit în această iarnă și eu spun că și noi ne-am întărit în această iarnă. Ne va aștepta un play-off cu jocuri echilibrate unde orice rezultat este posibil. Sper, așa cum spuneam în debutul acestui interviu, ca din cele trei jocuri rămase din sezonul regular să obținem maxim de puncte, astfel încât să ne construim o strategie solidă pentru play-off, pentru a rămâne pe primul loc. Bun, Petrolul va reveni cât de curând pe stadionul Ilie Oană pentru disputarea meciurilor de acasă. Clubul a anunțat deja prețurile la care au fost puse în vânzare atât biletele cât și abonamentele, vorbind de niște prețuri modice. Nu știu, dacă mă gândesc că un abonament la peluză costă 50 de lei, la tribuna a doua 75 de lei și la tribuna întâi 125 de lei, iar un bilet la meci costă între 10 lei la peluză și, nu știu, 25 de lei la tribuna întâi, vorbim totuși de niște prețuri accesibile. Chiar dacă poate unii se așteptau ca, mă rog, clubul să majoreze tarifele pentru a, nu știu, din vânzarea biletelor și abonamentelor să obțină niște fonduri mai mari. Nu am vizat neapărat obținerea de încasări mai mari, ci am vizat prezența unui număr cât mai mare de spectatori lângă echipă. Tocmai de aceea am pus și aceste prețuri modice, iar din calculul prețului pentru orice abonament la orice tribună sau peluză, faptul că un spectator își va cumpăra abonament va ieși în câștig cu un bilet din totalul celor 6 jocuri pe care le mai avem de disputat acasă. Ne dorim în prezența unui număr cât mai mare de spectatori, tocmai de aceea am recurs la aceste prețuri care, după părerea noastră, sunt accesibile pentru toată lumea. Inclusiv prețul abonamentelor este accesibil pentru toată lumea. Relația cu suporterii care mai este, domnul Lazar? Mă refer tot nu la cei mai încrâncenați care fac parte de niște facțiuni, eu știu, extreme ale galeriei, ci de suporteri în general. Nu știu, care este, cum vedeți dumneavoastră relația cu cei care vin să-și încurajeze necondiționat favoriți? Eu spun că avem cei mai frumos suporteri din țară. Chiar dacă la toate cluburile mai există facțiuni puțin mai rebele, să spunem, fac parte din fenomen și acest lucru nu trebuie condamnat. Suporterii noștri sunt foarte obiectivi, îi simțim că sunt alături de echipă, îi așteptăm în continuare să vină alături de echipă și au dorit foarte mult să se ridice aceste măsuri și noi ne-am dorit foarte mult să se ridice aceste măsuri care să permită accesul suporterilor pe stadion. Sunt sigur că vom avea o atmosferă deosebită la jocurile care au rămas. Sunt sigur că vom atrage prin jocul echipei și prin rezultate cât mai mulți suporteri, astfel încât să revenim, zic eu, pe la anii 2011, 12, 13, când stadionul era aproape plin. Stadionul era aproape plin și vă spun că eu, deși făceam parte din conducerea unei alte grupări sportive, toată lumea vorbea că rezultatele echipei în proporție de 25-30% se datorează suporterilor care pur și simplu împingeau echipa de la spate. Același lucru ne dorim și noi acum, să simțim acel suflu al suporterilor lângă echipă, să simțim încurajările, pentru că aceste lucruri contează foarte mult pentru jucători. Bun, să sperăm că mult mediatizata, eu știu, ridicare a stării de alertă, în care înțeleg că ar trebui să se întâmple undeva la începutul lunii martie, va aduce automat accesul liber al suporterilor, care să nu mai fie condiționați, eu știu, de efectuarea unui test, de prezentarea certificatului de vaccinare și așa mai departe. Cred că este un lucru mai mult decât normal, astfel încât suporterii să poată veni să-și sprijine echipa, mai ales, așa cum spuneați dumneavoastră, prețurile sunt mai mult decât accesibile. Da, ne dorim cu toții, mai ales că urmărim jocurile
cu mare miză din alte campionate, Spania, Italia, Germania, unde nu mai au nicio problemă. Sunt pline, se joacă cu 70.000 de spectatori, nu știu de ce noi trebuie să rămânem încă pe loc. Probabil că foarte curând va fi adoptată o măsură prin care va fi permis accesul suporterilor pe stadioane, încât să revenim la o normalitate, spun eu, că deja suntem după 2 ani de pandemie, când lucrurile au scăpat oarecum de sub un control strict, au fost multe momente de dezorientare, au fost testări cu sutele și cu sutele de milioane de lei cheltuiți. Corect. Contează și acest aspect financiar. Sunt multe aspecte de discutat. Eu sper să nu mai avem probleme de îmbolnăviri, probleme de viroze, probleme de orice vreți dumneavoastră, astfel încât să ne putem alinia cel mai bun 11 la fiecare meci. În ceea ce privește situația financiară a clubului, există semnale că cel puțin până la finalul play-off-ului echipa va avea resursele necesare, financiare, pentru ca, iată, jocul să nu fie influențat? Mă gândesc inclusiv la problemele financiare care au apărut la multe echipe din Liga 1, da? Media și, nu știu, Clinceni și așa mai departe. Adică se întâmplă la case mult mai mari. Nu știu, ce mesaj le transmite suporterilor din punctul acesta de vedere, stabilitatea financiară a echipei? Sigur că există și probleme financiare, ar însemna să fiu ipocrit și să spun că nu există probleme financiare. Finanțarea clubului, odată cu retragerea din parteneriat a Veoliei, ne-a revenit, am încercat să găsim anumiți sponsori, oameni de calitate, societăți de calitate cu potență financiară. Există anumite probleme financiare la această dată. Eu sunt încrezător că le vom depăși și lucrăm la un proiect pentru Consiliul Local Ploiești, lucrăm la un proiect pentru Consiliul Județean Ploiești, pentru că mi-aș dori ca și factorii locali să se implice mai mult și din punct de vedere financiar. Am dorit și am mulțumit la vremea respectivă domnului primar Andrei Volosevici pentru intervenția dumnealui către sectorul privat de a se alătura susținerii echipei. Sper că în continuare factorii locali să pună umărul la susținerea financiară a echipei prin apeluri și prin relațiile pe care le au și dânsii. Eu cred că putem face mai mult și pe plan local. Cred că putem face mai mult și noi, cei care ne declarăm suporteri a echipei Petrolul, pentru că, după cum bine știți, prin crearea acelui cont al suporterilor, inițiat de domnul Mircea Dridea, s-a dorit o susținere și din punct de vedere financiar a echipei. Dacă vreți să vă fac un calcul simplu, dacă luăm 100.000 de suporteri petroliști, care sunt convins că există, și fiecare donează un euro pe lună, timp de un an de zile, ajungem la o cifră de 1.200.000 de euro. Cu un euro pe lună. Ce înseamnă un euro pe lună? Înseamnă... Da. Nimic, mai ales în contextul acestei... Din păcate, fotbalul românesc se confruntă cu mari probleme financiare. Toate cluburile, uitați, n-aș vrea să dau exemple, dar CFR-ul, Clincenii, toate cluburile care unele au fost susținute și de primăriile locale, altele nu au fost susținute, dar toate cluburile au probleme. Pentru că PIB-ul a fost așa cum a fost. Absolut. Și e normal să se repercuteze și în activitatea sportivă. Bun, când spuneți dumneavoastră că lucrați la un proiect pentru Consiliul Local Ploiești, respectiv Consiliul Județean Prahova, vă referiți la faptul că cele două consilii ar trebui să sprijine inclusiv financiar clubul, după modelul celorlalte primării, respectiv Consilii Județene din țară, nu? Care Sigur. Alocă fonduri Sigur. An de an echipelor de fotbal
cele mai importante, sigur, nu? Din există, județ, da, oraș. Există legiferat un procent din bugetul fiecărei structuri, Consiliul Județean sau Consiliul Local, care pot fi direcționați către performanța sportivă. Și eu cred că vom găsi și noi înțelegere la nivel local pentru susținerea echipei, pentru că Petrolul este echipa noastră, echipa Ploieștiului, echipa județului, echipa tuturor petroliștilor. Ați amintit dumneavoastră de retragerea în calitate de partener finanțator al companiei Veolia. Sunt șanse ca Veolia Energie Prahova să rămână alături de echipă, evident cu o sumă mai mică, dar să rămână totuși un contributor la bunul mers al echipei? Da, sunt șanse și vreau să subliniez faptul că fără aportul financiar al Veoliei nu am fi visat la această promovare, pentru că sponsorizarea majoritară și fondurile, grosul lor, au venit de la Veolia în toamnă. Prin încheierea acelui contract pentru suma de 500.000 de euro, a fost o sumă consistentă. Într-adevăr, mai avem un fragment din această sumă de primit, pe care sper să-l primim în zilele următoare. Și tot ce s-a construit aici, la Ploiești, s-a construit datorită parteneriatului cu Veolia. S-a construit datorită dorinței domnului Mădălin Mihailovici, a staffului dumnealui, care au fost întotdeauna lângă echipă și care au susținut echipa indiferent că au fost parteneri finanțatori și sau sponsori. Am avut o discuție, sper din tot sufletul în continuare să poată susține activitatea financiară. Aș vrea să fac o distinție, o diferență între problemele economice care s-au speculat, între prețul gigacaloriei, că a plecat Veolia din cauza nu știu cui și... Da, bine, asta nu cred că sunt speculații care nu au legătură cu fenomenul fotbalistic. Nu ne noi din punct de vedere sportiv, nu noi suntem cei care negociem contracte, nu noi suntem cei care plătim, noi suntem un club privat care am reușit până la această oră să atragem câțiva sponsori care vor veni cu un aport bun pentru susținerea activității. Sper în continuare să devenim un club interesant și pentru alți sponsori. Nu vă ascund faptul că există interes în jurul echipei de a se veni cu sume pentru sponsorizări. Dar toate acestea le discutăm în adunarea generală pentru a găsi cele mai bune soluții, pentru că sunt societăți concurente și atunci nu poți apărea cu societăți concurente pe echipamentul de joc sau cu bannere în același domeniu. Sunt niște conflicte de interese. Trebuie să ținem cont de interesele clubului în primul rând. Există, vă spun, există interes foarte mare, mai ales că toată lumea vede Petrolul în Liga 1, unde sigur că și expunerea este mai mare și interesele sunt mult mai mari. Bun, deci din ce îmi spuneți dumneavoastră, sunt șanse ca, sau sunt premize, în ciuda contextului ăstuia nefavorabil, ca echipa să aibă asigurată finanțarea astfel încât, nu știu, rezultatele de până acum favorabile să continue. Vine sau nu vine Budescu la Petrolul în vară? Au fost tot felul de declarații, adevărat, politicoase ale lui Budescu, ultima dintre ele chiar și făcută după ultimul meci pe care l-a susținut la Voluntari, unde a și înscris de două ori, și spunea: domne, n-am vrut să merg la Petrolul din iarnă ca să nu știrbesc munca celor tineri de acolo, dar mi-aș dori să mă întorc și să joc pe finalul carierei pentru clubul care l-a și lansat în fotbalul mare. Nu am purtat discuții pe marginea acestui subiect cu Budi. Mă aud cu el la telefon pe alte discuții, alte subiecte. I-am făcut o întrebare, sincer să fiu, dacă ar fi interesat undeva prin ianuarie, când încă nu-și clarificase problemele cu fosta echipă. Dar nu ne puteam ridica din punct de vedere financiar la pretențiile lui și eu îl consider un jucător valoros în continuare, care dă culoare echipei unde evoluează și vine cu ceva
ce nu au alți jucători. Poate, cine știe, la vară, dorința asta de a se stabili cât mai aproape de casă, ca să scape și el de naveta obositoare, poate îl vom vedea, de ce nu, pe stadionul Ilie Oana sub tricoul galben-albastru. Nu spunem nu niciodată, știți cum, niciodată să nu spui niciodată. Sigur că Budescu pentru mine rămâne un jucător deosebit de valoros, care își pune amprenta asupra unei echipe oricând dorește. Ceea ce am urmărit la jucătorii pe care am adus, să știți că am urmărit ca acestea să vină și cu sufletul lângă echipă. Da, contează mult. Contează și aici aș vrea să, pe finalul emisiunii, că ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii, vreau să aduc în discuție faptul că Petrolul Ploiești are o academie acolo unde își crește viitorii jucători și trebuie spus că mulți dintre cei care evoluează acum în prima echipă, da, în 11-le de bază, provin din rândurile copiilor care au trecut pe la Academia Petrolul Ploiești. Veți continua să investiți în Academie? Da, sigur, ne dorim și lucrăm la programul Academiei pentru a obține baremul de puncte, astfel încât să putem juca cu echipele începând cu Under 15, 16, 17 și 19, să evoluăm la nivelul de elită. Avem jucători la toate loturile naționale, prezenți în toate loturile naționale, începând cu vârsta de 15 ani. Ne dorim să îmbunătățim condițiile pentru a avea, știu eu, un minim de condiții de antrenament. Eu personal îmi doresc să construim o bază sportivă împreună, toți ploieștenii, să găsim soluții, să găsim finanțare, să facem ceva pentru a ne ridica la nivelul pretențiilor. Pentru că vă spun ceva, ce s-a reușit în Antalya, pe niște terenuri virane, pe niște mlaștini, pe niște coclauri, de ce nu putem și noi să facem? Că avem lângă o pădure, avem terenuri, sunt oameni, sunt proprietari. Eu personal am identificat o persoană care posedă 140.000 de metri pătrați la Bucov, care vrea să discutăm despre un parteneriat. Da. Îmi doresc foarte mult să facem, să lăsăm ceva în urma noastră, să construim ceva solid. Da, astfel încât, nu știu, fotbaliștii mici ai Petrolului să nu mai fie nevoit să se antreneze prin diverse baze sportive, să facă naveta și așa mai departe. Sigur, trebuie să avem și noi casa noastră, trebuie să avem baza noastră de pregătire, să știm că tragem într-un loc și avem rădăcinile undeva, nu să plătim tot timpul chirii peste tot și așa mai departe. Mi se pare normal să construim ceva pentru orașul ăsta, o bază sportivă cu 4, 5, 6 terenuri. Au ajuns țări din Ungaria care au 40-50 de mii de locuitori să aibă 14 terenuri de fotbal. E ceva incredibil și noi nu putem să construim unul. Da, aici cred că ar trebui să vină și sprijinul autorităților locale. Înțeleg că există această reticență în a finanța o echipă din Liga a doua sau prima ligă, dar cred că a investi într-o bază sportivă a unei academii de fotbal, acolo unde vin copiii să facă sport, ok, sport și performanță, cred că ar fi o inițiativă lăudabilă și cred că nimeni nu ar contesta un astfel de proiect. Până la urmă, nu știu, câți copii joacă la Academie acum? Că majoritatea avem sunt ploieșteni. 200 de copii, le știm. Bun. Cei 200 de copii, majoritatea din Ploiești, cred că merită niște condiții decente de antrenament și de pregătire, astfel încât, eu știu, peste câțiva ani, Petrolul să se bazeze pe puștii de astăzi. Da, domnule Lazar, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. De la ora 16 va avea loc o conferință de presă care prefațează reluarea campionatului. Va fi susținută inclusiv de antrenorul Nae Constantin. Observatorul Prahovean va transmite live și această conferință de presă pentru că suntem alături de echipa Fanion a orașului. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu dumneavoastră mă revăd joi la emisiunea clasică, dacă aș putea spune așa, alături de colegii Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu. Până atunci vă spunem împreună multă sănătate și, de ce nu, hai Petrol! Hai Petrol!